Campioana României la basket masculin, CSM CS Oradea, a pierdut pe teren propriu scor 72 la 76, meciul 5 din grupa A FIBA Europe Cup, în fața olandezilor de la Leiden și nu mai au nicio șansă de calificare în faza următoare a competiției continentale. Astfel, România a rămas fără nicio reprezentantă în cupele europene de basket masculin, după ce UBT Cluj a fost eliminată prematur, iar Steaua a înregistrat eșecuri pe linie în aceeași competiție. Oaspeții au început în forță și au judecat primul sfert la 10 puncte diferență, scor 23 la 13, și au știut să apere acest avantaj. Oradenii s-au impus în celelalte sferturi cu 18 la 17, 21 la 18 și 20 la 18, dar nu au avut forța să întoarcă rezultatul. Olandezii s-au bazat pe doar 6 jucători, dar chiar și în aceste condiții au fost superiori fizic și tactic. Roșalbaștrii au pierdut multe minci, au fost debusolați sub panou și la aruncări. Fiecare a jucat pentru el și nu pentru echipă, ceea ce a dus la un joc de nivel extrem de scăzut, atât în faza ofensivă cât și în cea defensivă. Cu patru înfrângeri din 5 meciuri disputate, CSM CSU Oradea a ratat accederea în faza următoare a FIBA Europe Cup. În ultima etapă din grupa A, Orădenii vor evolua în deplasare cu Sacaria într-un meci fără miză. Steaua București și-a judecat derbiul de România la handbal masculin, învingând cu scorul de 35 la 30, marea rivală și campioana un titlu a țării Dinamo. Cu gândul la meciul decisiv cu Elvorum din Liga Campionilor, Dinamoviști au dat o replică palidă roșalbaștrilor. Steaua a dominat partida de la un capăt la altul și s-a desprins chiar și la 8 goluri, diferență 32 la 24, minutul 54. Gabriel Florea și Ionus Georgescu au fost de neoprit și au marcat împreună 18 goluri, în vreme ce Dinamo nu a fost în avantaj pe tabela de marcaj nici măcar o dată. Întâlnirea de miercuri a fost prima dintre cele două echipe după finala Ligii Naționale din luna mai a acestui an, când Dinamo a avut câștig de cauză după trei partide. Pentru trupa din Ștefan cel Mare urmează o înfruntare extrem de importantă în deplasare la Elvrum. Meciul este programat duminică, iar Dinamo este obligată să câștige pentru a juca în faza următoare a Ligii Campionilor. Mircea Rednic nu se mai oprește. Antrenorul l-a convins pe Mattia Montini să semneze cu Dinamo și a fost prezentat pe site-ul oficial al clubului. Italianul este a cincea achiziție a grupării din Ștefan cel Mare în mai puțin de două săptămâni și al treilea atacant adus de Rednic după Zenche și Tade. Mattia Montini are 26 de ani și a crescut la grupele de copii și juniori al lui Aseroma. Primul contract de fotbalist profesionist l-a semnat în 2011 cu Benevento. După doi ani a fost împrumutat pe rând la Feral Pisalo, Cittadella, Juve Stabia și Arezzo. A urmat transferurile la Propatria și Monopoli. Iar în 2017 a fost achiziționat de Bari, care l am împrumutat mai departe la Monopoli și la Livorno până să ajungă la Dinamo. Zece cluburi a schimbat Mattia Montini în cei șapte ani de când este profesionist. Italianul are o medie de aproape 17 partide și 3,7 goluri pe sezon. Până în iarnă, la Dinamo ar mai putea ajunge Florentin Matei, liber de contract, Darius Solaru și Carlos Fortes, ambii de la Gazmetan Mediaș. După 15 etape, Dinamo este pe locul 9 în Liga 1, cu 17 puncte, la trei lungimi de Astra Giurgiu, ocupanta locului 6, ultimul mul care duce în play-off